Bun găsit în studioul UVT Media Hub. Sunt Mihala Gurescu și vă prezint retrospectiva săptămânii. Seria de victorii pentru voleibaliștii noștri s-a întrerupt cu ocazia ultimului turneu. Prima înfrângere în Campionatul Diviziei A2 Vest s-a întâmplat sâmbătă în penultima partidă a turneului găzduit de CSU UVTM. Echipa care a provocat bănățenilor această înfrângere a fost SCM Zalău. În celelalte două jocuri, universitarii timișoare n-au avut probleme și s-au impus cu 3-0 în meciurile cu ACS Provole Oradea și cu Provole Arad, clasându-se astfel tot pe primul loc. Cu ocazia programului Școala Altfel, Universitatea de Vest din Timișoara, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, a organizat o întâlnire cu elevii clasea 11 de la Colegiul Național Bănățean Timișoara. Aceștia au avut ocazia să se familiarizeze cu viața de student la UVT, precum și cu programele de studii pe care le pot alege după finalizarea studiilor liceale. De asemenea, consilierii CCOC UVT le-au prezentat liceenilor și programele suport de care aceștia pot beneficia în calitate de elevi, precum și în calitate de studenți la UVT. Documentarele din seria Harta Secretă au ajuns tot mai aproape de public. Angajații de la Continental România, mai exact cei de la sediul automotiv din Timișoara, au urmărit luni chiar în incinta locului de muncă două documentare, Cafeină pe Bega și Timpuri Noi, o mică revoluție. Timișoara, harta secretă oameni și locuri este un proiect comun al Casei de Cultura a Municipiului Timișoara și al Universității de Vest din Timișoara. Facultatea de Matematică și Informatică, UVT, a invitat elevi de la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, de la Liceul Grigore Moisil din Timișoara, dar și de la Colegiul Național Vasile Goldiș din Arad, la Universitatea noastră, pentru a le arăta ce înseamnă să fie studenți la UVT. După ce au primit informații despre oferta educațională, elevii au luat parte la prezentări și exerciții aplicative cu echipamente de robotică și au vizitat infrastructura centrului de calcul și stocare. Conectați la viitor, seria de evenimente prin intermediul căreia UVT propune dialoguri și au ca misiune popularizarea științei continuă și în anul 2023 joi 2 martie la ora 18, Aula Magna a Universității de Vezi din Timișoara a găzduit întâlnirea cu academicianul Marius Andruh, ocazie cu care reputatul chimist român a expus tema mereu dinamica chimiei și a externelor sale provocări. Și pentru că știm să ne și distrăm, am încheiat cel mai fresh parteneriat cu festivalurile tale preferate, Antol Never See și Massive. În urma acestei colaborări, studenții sub 21 de ani ai Universității de Vest din Timișoara vor beneficia de prețuri speciale la abonamente. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de UVT Media Hub.